citește miturile, citește literatura cu un ochi mereu interesat să descopere potențialul terapeutic al marilor povești. Pentru că asta încearcă să facă aici Lavinia Bârlogeanu, în primul rând, cred că dintr-o foarte mare dragoste de, față de om, față de individ, în întregul lui, cu tot ceea ce înseamnă, cu toate problemele și traumele lui. Și metafora aceasta a labirintului, care a fost deja evocată aici, e foarte importantă în carte, pentru că nu e neapărat vorba de un labirint exterior al lumii din jurul nostru, ci e vorba de labirintul interior, în care cei mai mulți dintre noi suntem prizonieri, în care rătăcim de multe ori fără să găsim o ieșire. Și încercarea Laviniei Bârlogeanu de a explora toate aceste situații care ne fac de multe ori să cerem ajutor, pentru că nu reușim de unii singuri să înțelegem ceea ce ni se întâmplă sau să înțelegem atitudinile celorlalți față de noi, să înțelegem în ce măsură propria copilărie, gesturile celor din jur, uneori a celor mai apropiați, ne afectează și ne influențează evoluția. Ei bine, efortul Laviniei Bârlogeanu de a sistematiza o problematică foarte vastă care ține de maladiile psihicului nostru este cu atât mai meritoriu cu cât cred că ea pune la oaltă metode și autori aparent foarte diferiți, dar care, din care ea știe să selecteze acele elemente care, puse la oaltă, pot construi o imagine coerentă și pot oferi o soluție terapeutică, cred eu, coerentă. Spun asta fără să fiu specialist în psihanaliză sau în psihologie, dar ca cititor de literatură, de mituri și ca om care a fost mereu interesat de psihologie, cred că ceea ce face Lavinia Bârlogeanu este să încerce să ofere chei pentru înțelegerea unor probleme care ne bântuie, cu care ne confruntăm aproape la tot pasul. Fie pe cont propriu, fie gândindu-ne la situații în care sunt implicați oameni din imediata noastră apropiere. Originalitate, așadar, capacitate de a sesiza esențialul în marile povești ale lumii și capacitate de a demonta lucruri, idei primite de Agata și teorii considerate multă vreme perfect valabile. Și când spun asta, mă gândesc la modul în care Lavinia Bârlogeanu recitește, de pildă, mitul lui Ödip, polemizând cu celebra teorie a lui Freud, care, și cred că nu e doar un gest de frondă, ci este un gest absolut necesar, care arată limitele teoriei freudiene. Ceea ce propune ea, labirintul ca metaforă centrală a psihicului uman și a
problemelor cu care psihicul uman se confruntă, ne ajută să înțelegem altfel și celelalte mituri pe care le interpretează. Procust și patul lui Procust, Icar și povestea lui Icar și a lui Dedal, dar ele nu sunt citite doar de sine stătător, ci cumva sunt puse în dialog și cu povești din imaginarul creștin. Povestea lui Iona, povestea lui Iacob și a scării lui Iacob și, evident, centrală în această nouă cartografie a psihicului uman, pe care o propune Lavinia Brâlogeanu, imaginea cristică. Cred că a scris o carte fundamentală. O felicit pentru asta și vă felicit și pe dumneavoastră ca editor că ați ales-o. Îi urez succes cărții, iar dumneavoastră, sunt sigură că dumneavoastră citind această carte veți descoperi mult mai multe lucruri decât putem spune noi astăzi. Mulțumim doamnei Carmen Silvia Mușat și dăm, să zicem așa, legătura de Corneliu Irimia. Alina Brâlogeanu a scris o carte tot deosebită, Peisajul psihoterapiei serantice românești, un spațiu cultural de asemenea. Ea scrie cu pasiune, așa cum este ea ca persoană, și pasiune pentru căutarea adevărului despre om, despre resorturile inconștiente ale funcționării umane. Cum au spus și antevorbitorii mei, cartea este o unică pledoarie pentru unificarea diferitelor școli de psihoterapie, care au în centrul lor explicativ mecanismele inconștiente. Și ea se bazează pe mari gânditori ai psihologiei inconștientului, Freud, Jung, Bion, mai ales Grotstein, Winnicott. Și dacă aceste școli au evoluat în direcții clivate, disociate, una de cealaltă, Lavinia Brâlogeanu încearcă o unificare, iar reușește să treacă peste fobia de unificare a multor școli și să vindece această dezvoltare clivată în psihoterapia psihanalitică internațională. Într-adevăr, ea ne oferă un studiu al arhetipurilor, dar pe care l-am citit vă recomand și vouă să o citiți ca pe instrumente de cunoaștere de sine. Adică mitul labirintului, imaginii sufletului, mitul lui Icar, Puer Eternus, pot fi citite nu ca simple povești, ci trebuie să le aducem asupra noastră și să ne dăm seama unde ne plasăm noi în aceste mituri, da? Eu le văd ca instrumente de lucru cu sine, pentru a ne dezvolta propriile narațiuni personale și să ne cunoaștem zonele din noi invizibile și insuportabile. Asta înseamnă inconștientul pe scurt, este ceea ce este insuportabil în noi și invizibil. Noi nu știm, nu ne cunoaștem labirintul personal. Deci cartea aceasta invitație să ne identificăm în noi și apoi să vedem cum ne descurcăm în acest labirint. Să ne descoperim minotaurul personal, ariadna personală, modul în care reușim să mergem prin labirint, modul cum reușim să ieșim, să adaptăm un mit generic la propria noastră narațiune, să ne transformăm, cum spune la un moment dat și Lavinia, să ne transformăm soarta într-un destin asumat, să integrăm și ce este impersonal, să devină personal. Lavinia Brâlogeanu este și un foarte bun clinician, găsiți în carte studii de caz extrem de amănunțite, extrem de inteligent scrise, profunde, și în care vedem empatia și profunda cunoașterea omului, vedem foarte bine relația care se stabilește în cabinet, vedem că vindecarea
vine și prin relația care se stabilește între psihanalist și pacient. Și ea nu se teme să se apropie de angoasele cele mai profunde ale psihicului uman, de angoase de prăbușire, angoase extreme, disocierea, fiindcă în cazurile în care apare trauma, vedem că mecanismul psihologic important este disocierea și găsim în carte multe instrumente de a înțelege și de a reunifica zonele disociate din noi. Se pare că Lavinia Burlogeanu ne îndeamnă să ne cunoaștem centrul nostru adevărat, sensul pe care îl avem, să simțim că locuim în noi înșine, să nu fim deci disociați, să nu locuim în altă parte decât în noi înșine. Să avem o direcție, un scop, să identificăm personajele interioare, bizare, ascunse, disociate, cum spuneam, așa se manifestă personajele inconștiente în noi, ca fiind ceva bizar, ascuns, apare în vis, în coșmarurile noastre. Da? Și ea ne arată cum să detoxifiem, cum să dezamorsăm, cum să transformăm, cum să exorcizăm aceste personaje, acești mici demoni interiori pe care avem cu toții. Ea ne îndeamnă să ne găsim o identitate proprie, un nume nou de erou semnificativ al propriei noastre istorii, o fundație stabilă, cu rădăcini în solul nostru, mater și patern, să ne găsim o unitate internă, o coerență, un sentiment al continuității, o completitudine interioară, să simțim din nou certitudinea apartenenței la o sursă unitară, la spiritul din noi. Să ne reconstituim un atașament sigur, chiar dacă în istoria noastră personală cu proprii părinți nu am avut posibilitatea să ne formăm acest atașament, deci cum să ne vindecăm și la nivelul relației de atașament. Și să avem o relație bună și cu sufletul nostru, cum de la ea învățăm cum să o privim, să avem o relație cu sufletul, aduce practic noțiunea de suflet și spirit în psihoterapie, ceea ce este foarte important. Ea denumește, după Bion, foarte bine spiritul ca forța imensă a instituirii valori. Și cartea este străbătută de acest fir roșu de cum internalizăm anumite valori și cum ne lăsăm călăuziți de valorile importante ale existenței. Și cred că pentru a scrie o astfel de carte trebuie să fii și un bun teoretician, ceea ce Lavinia Burlogeanu este, un bun clinician, un scriitor, un om de cultură. Și vedem cât de rar în peisajul psihoterapiei românești, într-un singur om, sunt încarnate toate aceste persoane. Și eu felicit pentru reușita chiar remarcabilă. Nu spun doar pentru eveniment, ci chiar este remarcabilă carte. Mulțumesc! Mulțumim, Corneliu Irimia, Bogdan Alexandru Stănescu. Mulțumesc! Nu e o poziție tocmai confortabilă să vorbești ultimul, mai ales în... Da? Ok. Deci se pare că nu sunt ultimul. Bun. Trebuie să încep prin a spune că inițial nu am înțeles de ce sunt invitat la această lansare. Nu o cunosc pe autoare. Citind cartea, am început să... Au apărut acele momente aha, ca să mă întorc la psihologia... În primul rând, am scris un roman în care central este un personaj care e pierdut în labirint. E un roman al ratării. Romanul unui copil care nu se poate dezvolta pentru că e apăsat de umbra unei mame dragon. Aici fac o paranteză pe Marie-Louise von Franz, am citit-o datorită doamnei Burlogeanu, așa cum am citit toate cărțile apărute în colecția Filemon de la Nemira și vă mulțumesc pentru ele. Mergând mai departe, am intrat și în domeniul personal. Lucrurile se potrivesc, se pare, pentru că la vârsta de 40 de ani, când se întâmplă lucruri cu noi,
Eu am vrut să abandonez cariera de editor, de scriitor și am dat la psihologie. A fost un plan de schimbare radicală a vieții, total inconștient, și nu mă refer la inconștientul din psihologie, ci la acțiunea mea a fost una inconștientă. Ca orice protac în ale psihologiei, confundam psihologia cu psihanaliza, bineînțeles. În facultatea de litere, la masterat, la doctorat, am consumat Freud și Jung pe cât de mult am putut, am continuat și după studii, am avut norocul de a studia cu un profesor pasionat de psihologia jungiană, cu Cornel Mihai Ionescu. La psihologie am descoperit că lucrurile nu stau așa. Ba chiar la un curs din anul întâi, profesorul a spus următoarea treabă: psihanaliza este o fraudă. Moment în care s-a zguduit ceva în mine, așa, probabil că au început să se ridice pereții labirintului în jurul meu. Am rezistat 2 ani, dar mai mult n-am mai putut, pentru că din tot ceea ce studiam, și nu pot să spun că nu mi-a fost folositor să citesc psihologie experimentală, bineînțeles să intru puțin și în neuropsihologie, să studiez creierul și așa mai departe, lipsea ceva ce autoarea noastră încearcă să reintroducă în actul psihanalistic: spiritul. Da? Cuvântul spirit trebuie spus în legătură cu această carte. Această carte care se sprijină pe trei piloni, care au în spate unul mult mai viguros, așa, cei trei ar fi Winnicott, Bion, Grotstein, dar în spate, și asta este părerea mea, neconturat foarte clar, dar a cărui prezență e aproape sufocantă, e Godhead-ul Jung. Da? E totul se naște din Jung, aici este vorba despre individuații, individuare, că și aici e altă în funcție de editura individuare sau individuație. Da? Apropo de școlile de psihanaliză, nu suntem de acord nici cu traducerea unor termeni în limba română. Deci, cum spune autoarea, orice ființă are ca țel unic întregirea. Deci vorbim despre întregirea personală, pe de o parte, întregirea actului psihanalitic, și ce trebuie spus din nou este că autoarea pune aceeași greutate asupra travaliului psihanalistului de auto-întregire în timpul actului de analiză. Merg mai departe, că nu se termină coincidențele aici. Doamna profesoară Mușat știe că scriu niște eseuri despre Susan Sontag, acum eu ajung la episodul al 3-lea în curând, despre, publicat în Observatorul Cultural, da, cer scuze, în care vorbesc în special despre eseul împotriva interpretării din 1964, în care se încheie așa, e o încheiere superbă, cred că e finalul cel mai frumos din istoria secolului 20 în eseuri. Instead of a hermeneutics of art, we need an erotics of art. Da? Deci în locul unei hermeneutice arte, avem nevoie de o erotică arte. Dacă înlocuim aici erotică cu spirit, cred că putem obține și o creionare destul de apropiată de adevăr a demersului din această carte. Și o carte bună e una care te pune pe gânduri și îți dă idei. Mi-a dat foarte multe idei, o să vorbesc numai despre una. Când am terminat de citit cartea, m-am gândit la Gregor Samsa, la metamorfoza lui Kafka, fiindcă ce este Gregor Samsa transformat într-o gânganie uriașă? Este un om prins în labirintul familiei. Da? Întreaga acțiune a povestirii se întâmplă într-un apartament din care el nu poate să iasă, printre membrii familiei, mergând mai departe și știind care era relația lui Kafka cu propriul tată, care este celebră, dar chiar și relația cu mama, nici acolo nu stătea tocmai bine, înțelegem de ce această transformare, această metamorfoză este un act de regresie, de fapt. Și acolo este un act ratat, e un act, este ieșirea din labirint prin banalizare, nu? Pentru că totul e putre de acolo, dar chiar gândacul se
descompune. Până la urmă, ființa umană se descompune în prezența familiei. Și aici vorbiți despre, această mamă care este arhetipizată și nu transformată într-o mamă, citând din Winnicott, suficient de bună. Și tot așa, e o carte care poate fi discutată la nesfârșit și sper că se va întâmpla lucrul ăsta. Sper să aibă parte de o receptare pe măsură și vă felicit. Mulțumim foarte mult, Bogdan Alexandru Stănescu, și dăm cuvântul autoarei, Lavinia Lăgean. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru prezența voastră aici astăzi. E foarte important pentru mine. Am mari emoții și mă simt altfel decât la celelalte cărți. M-am întrebat de ce mă simt altfel și cred că asta se întâmplă pentru că această carte pentru mine e o recuperare. E o recuperare pe multe planuri. În primul rând, e o recuperare a scrisului pe care l-am pierdut într-o noapte. Mi l-a furat cineva într-un vis, așa cum am spus la începutul cărții, și am crezut că l-am pierdut odată pentru totdeauna. Faptul că am reușit să scriu cartea asta mi-a arătat că în vis și în inconștient pierderile nu sunt definitive. Dacă reușim să coborăm la acel sau în acel spațiu al sinelui în care se scrie povestea nemuritoare a fiecăruia dintre noi. În acest spațiu găsim resurse. Resurse pentru a aduce înapoi ce am pierdut. Vedeți dumneavoastră că în timp ce scriam cartea, m-am simțit ca într-o poveste pe care eu citeam fiicei mele când eram noi mici, că eram foarte mici și eu și ea, am fost o mămică tânără și citeam o poveste repetat, nici nu știu de ce o citeam într-una, fetița o știam, eu putea spune pe de rost și eu, tot eu citeam. Povestea, țin minte că se numește Căința poate să răscumpere multe greșeli. Și vreau să vă zic că am scris cartea din această poveste, încercând să recuperez ce am greșit. Pentru că atunci când greșim față de noi, pierdem părți din noi. Atunci mi-am văzut cu ochii și acum mărturisesc că îmi bate inima foarte tare. Atunci am văzut labirintul în care eram încarcerată. Și să știți că inconștientul mi l-a arătat, cred că peste 20 de ani. În timp ce scriam, îmi aminteam vise și mi-am dat seama că toate visele făceau parte din seria labirintului. Deci inconștientul ne vorbește de fiecare dată, noi nu știm să-l auzim. Și mi-a vorbit și după ce am terminat cartea, mă gândeam la volumul 2. Chiar și azi venind la târg, ce credeți că face Facebook-ul care ne aduce amintiri? Zice, amintiri de acum nu știu câți ani de la târgul Gaudeamu și au fost câteva amintiri, iar una dintre ele m-a înlemnit efectiv. Eram la târgul Gaudeamu acum 6 ani și purtam la gât un medalion care era o colivie în care îmi vine să spun că era încarcerată o pasăre. Am dat bani mulți pe el și nu regret, sincer, nu regret, pentru că mi-am dat seama că ceea ce credeam eu a fi protecția mea a fost închisoarea mea. Și vă spun asta pentru că, cel puțin pe aceia dintre voi pe care îi cunosc, vă știu labirinturile. Văzându-l pe al meu, l-am văzut și pe al vostru. Și știu ce dramatică este această încapsulare și cât de mult ne orbim în fața ei. Vrem să credem că așa ne protejăm și de fapt ne distrugem. Sunt pacienți care spun, bine, dar dacă ies de aici, o să mor sau o să nebunesc. Iar eu vă spun, nu, o să muriți și o să nebuniți dacă rămâneți până la capăt acolo. Și nu se moare frumos. Cu regret vă spun și o fac, așa îmi vine să zic ceva personal. Îmi pare rău pentru mulți oameni dragi din familia mea
care și-au sfârșit viața în labirint. E tragic. N-aș vrea să mi se întâmple mie și n-aș vrea să ni se mai întâmple, mai ales din momentul în care vedem cu ce avem de-a face. În această carte vedeți întâmplări și vise de tipul celei pe care v-am povestit-o astăzi cu Olivia sau proza scurtă din capitolul 5. Astea au reprezentat și le-am numit în carte după expresia lui Bion amintirile mele din viitor. Fără aceste memorii ale timpului care stăteau să vină, cartea asta nu era posibilă. De aceea am dedicat proza scurtă pacienților în discursul cărora simt amintirile din viitor. Și am dedicat-o analistului meu, care a auzit strigătele acestor amintiri, pentru că aceste amintiri urlă, urlă puternic, urlă ca să le auzim, ca să ajungă cumva până la noi. Mă gândesc acum că sunt vocea lui Dumnezeu care strigă în noi, sau poate că ar fi mai bine să zic, care strigă după noi. Aș mai spune doar un singur lucru. Când trecem prin crize mari în această viață, când ne îmbolnăvim noi sau se îmbolnăvesc oameni dragi din apropierea noastră, când pierdem o iubire, o familie, un om drag, când ne pierdem tinerețea și realizăm că nu suntem nemuritori, astea sunt momente în care este posibil să facem pasul în afara labirintului nostru. Noi doar credem că ele sunt întâmplări urâte. Nu, sunt și șanse. Sunt șanse de a ajunge la noi înșine, pentru că sinea noastră adevărată are dreptul la viața pe care noi o furăm. Asta simt să vă spun. Și în final vreau să spun câteva cuvinte pentru invitații mei, cărora le mulțumesc enorm că sunt prezenți astăzi aici împreună cu mine. Domnul Bogdan Alexandru Stănescu evident se referea la romanul Abraxas, care e preferatul meu. Și iată de ce este prezent aici. Că știam că o să ajungă la dumnealui această carte. Pentru că acest zeu, Abraxas, este și în paginile acestei cărți. Zeul din noi. Știți ce mă uimește? Să văd că sunt atâtea domenii ale culturii, atâtea teritorii psihice, atâtea limbaje culturale și totuși temele la care reflectăm sunt destul de puține. Vorba aia, mulți oameni, puține teme.